Evenimentul pe care îl sărbătorim este de fapt pentru eternitate. Eminescu este poetul național și universal care merită sărbătorit în orice moment al existenței noastre, în existența noastră prozaică, umană, dar și în existența artistică a acelora care iubim frumosul, a acelora care cu sensibilitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu știm să percepem ceea ce este miracolul literaturii române. Eminescu și noi veți vedea că va beneficia în această seară de o varietate de interpretări și că cei pe care îi veți recepta sunt din sfera artei, dar are fiecare propria personalitate, de aceea a optat pentru anumite secvențe din creația eminesciană. Ce e frumos e că ne-am întâlnit într-un Eminescu, pentru că fără să ne fi vorbit, am descoperit că avem aceleași versuri, fiecare selectate în limbi diferite, din poetul care știu că pentru toți cei de față rămâne, nu mai este un mister, dar este un reper artistic și chiar și de viață. Nu intru în foarte multe detalii apropo de viața lui Eminescu, doar spun că omul și opera sunt inseparabile, așa cum o să vedeți și o să reauziți încă o dată și astăzi. Trebuie să știți din capul locului că așa cum am conceput noi întâlnirea din această după-amiază, ea se vrea să fie una de taină. Așa am conceput-o, așa e alora. În ce sens întâlnire de taină? Pentru că alora spunea mai devreme că Eminescu nu mai este un mister, dar rămâne un reper. De acord. Trebuie să fiți de acord însă și cu faptul că multe dintre cele care vin pe filtrul Eminescu sau care poartă amprenta marca Eminescu sunt încă insuficient cunoscute, insuficient pipăite și aici am în vedere nuanțele. Ne-am gândit ca în această seară să ne concentrăm asupra eufoniei, care este una dintre trăsăturile de marcă ale poeziei lui Eminescu. Toți criticii noștri literari au convenit, convenția rămâne în picioare încă, privitor la această calitate teribilă a geniului eminescian. Eminescu, poezia lui Eminescu, ajunge înainte de toate la cel căruia îi se adresează pe calea auzirii. Este o poezie care produce hipnoză auditivă. E bine să te lași purtat de vers înainte chiar de a-l lectura. E bine să-l auzi, e bine să-l asculți. Și dumneavoastră știți foarte bine ce diferență subtilă există între a auzi și a asculta. Așadar, în seara aceasta am zis să mergem pe ideea de muzică a versului eminescian, de muzică a poeziei eminesciene, cum sună Eminescu în limba română, evident, care este limba în care el și-a compus poemele, dar și în limbile franceză, maghiară, rusă și germană și esperanto. Deci, iată că vorbim despre limbi care nu sunt neapărat surori, între care au existat diferende, există diferende la nivel de percepție a sunetului. Aflu și eu lucruri interesante de la domnul Ioșca aici de față, traducător și vorbitor de limbă maghiară și de limbă esperanto. N-am să spun nimic pentru că adineauri am spus și am comis o greșeală fatală, da, m-a corectat foarte repede. Cert este că sunt încă lucruri neștiute pe care cu voia domnului, cu voia domnului Ioșca, a domnului de sus și cu îngăduința dumneavoastră le vom afla în ceea ce privește această, eu știu, însoțire de tip logodnă a sunetului în poezia eminesciană. Eu mă opresc aici, poeziile pe care le-am ales și pe care vreau să vi le citesc, atenție, nu să le recit, să le citesc. A citi vine din inima și din mintea celui care comite acest păcat între ghilimele, iar dumneavoastră să le auziți și apoi să le ascultați și în final să le integrați, să le asimilați. Poeziile pe care eu le-am ales sunt Odă în metru antic și Rugăciune.
imediat. Dacă îmi dați voie să mă așez, ar fi perfect. E bine și pentru cameră, nu? Am alt fel de sprijin. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Pururi tânăr, înfășurat în mantami, ochii mei înălțam visători la steaua singurătății. Când odată tu răsăriși în calemi, suferință, tu, dureros de dulce, până în fund băui voluptatea morții neîndurătoare. Jalnic ard de viu, chinuit ca Nesus, ori ca Hercul, înveninat de hainai. Focul meu al stinge, nu pot cu toate apele mării. De-al meu propriu vis, mistuit mă vaiet, pe-al meu propriu rug mă topesc în flăcări. Pot să mai reînviu luminos din el ca pasărea Phoenix? Piară-mi ochii tulburători din cale. Vino iar în sân, nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit, pe mine mie redă-mă. Este una dintre poeziile mele de suflet, pe care o spun acum cu toată sinceritatea, târziu, adică în ultimii 2-3 ani, am reușit să o înțeleg pe de-a întregul. Și cealaltă poezie. Rugăciune. Crăiasă alegându-te, îngenunchem rugându-te, înalță-ne. Ne mântuie din valul ce ne bântuie, fii scut de întărire și zid de mântuire. Privirea ți-a dorată asupra ne coboară, o maică prea curată și pururea fecioară Marie. Noi, cei din mila sfântului, umbră facem pământului, rugăm une îndurărilor, luceafărului mărilor, ascultă noastre plângeri, regină peste îngeri, din neguri te arată lumină dulce, clară, o maică prea curată și pururea fecioară Marie. Da, m-am apucat să traduc din Esperanto și în Esperanto în tot ce mi-a plăcut. Niciodată n-am tradus la comandă, poate cu o singură excepție, și aceasta a fost chiar odă în metru antic. Am fost invitat de directorul editurii Criterion, care pregătea o ediție bibliofilă din Eminescu, 10 volume, 10 poezii, fiecare în 10 traduceri. Și a ajuns la concluzia că la Odă din metru antic avea doar 9 traduceri. Și atunci m-a sunat și m-a întrebat dacă nu cumva am. N-aveam. Am vorbit cu prietenul meu Dominte, el avea o versiune, dar a zis că nu e mulțumit și m-a îndemnat să traduc și eu. Și am tradus și eu și din cele două traduceri, a lui și a mea, am făcut una singură, astfel încât nici nu mai știu care este partea lui și care este partea mea. Și am să încerc să vă țineți-mi careva microfonul, vă rog. Și am să încerc să vă citesc, fără prea mari întreruperi, această odă în Esperanto. Mineniam credis che morti lernos, la mantel del iuno eterna volvis min, loculoi rave rigardis alla stel del solezo. Tiam ecaperis sur voi subite, vi sufero mia dolore dolcea, cagis funde trinchis volupton mi del mort se incompata. Mi vivanta brulas kiel Neso au Herculo en la tunic venena. Phaeron mi estingi ne povas per la tuta maracuo. Ploras mi vorata de propra revo en la propra flama stipar fandigas. Ciu mi revivigos elgi sam kiel hela Fenixo? Malaperuiam la oculoi scuai,
al lasin revenu se sento trista, che tranquille morti mi povu, mi vin, mia redonu. Asta este volumul publicat în, este a doua ediție care a apărut la Timișoara, prima în 2001 și aceasta în 2005. Și la această a doua ediție, Dominte l-a convins pe profesorul Eugen Simion. Da, președintele Academiei, să scrie prefața acestui vers. Și iată ce spune Eugen Simion. Un Eminescu, așadar, în această nouă limbă convențională, de care adepții ei își leagă multe speranțe. Cum sună el? La prima vedere sună bine, ceva din inefabila muzicalitate a versului trece, parcă și prin aceste formule pe care le înțelegi și în același timp nu le înțelegi prea bine. Comentând aceste cuvinte ale lui Eugen Simion, am scris undeva că de fapt nu e suficient să sune bine sau să sune la fel, trebuie să și glăsuie la fel și asta este de fapt secretul unei traduceri. Chiar dacă nu sunt traducător, ci inginer. Am auzit că cineva va citi La Steaua. Da, întâmplător, am ales și eu aceeași poezie. Da, aceeași și poate să confirme Cristi Sabău aici de față că lui am scris în e-mail ce voi pregăti. Da. În traducerea lui Constantin Dominte, trebuie să vă spun că în această carte sunt patru variante ale stelei, dintre care cea mai bună este aceasta a lui Dominte. Al stel eclivigianta nun longega voi ocușas, che posiar miloi gialum rigardon terentușas. De longe eble tra la blu, gi mortis en lontano, cae nur radi apenau plus in montras alterano. La bild de lex astelo tra cielo piglite palas, gi nevidite estis ia, cae nun vidate malas. Samtiel niam sopir, en nocton pereinte, radio de la ex desir, la coron sequas pinte. Zum Stern, zum Stern, der gerade aufgetaucht, der Weg ist lang und seicht. Es viele tausend Jahre braucht, bis uns sein Licht erreicht. Vielleicht ertosch schon längst sein Schein durch blaue Leuchtensterne, nur noch sein Strahl so schön und rein flimmert jetzt aus der Ferne. Des toten Sternes Bild so nah, es klingt des Himmels Licht. Es war als Mann, ich noch nicht sah, heute sehen wir ihn, ist nicht. Gleich unser Wehmut wie ein Dieb verschwand im dunkeln Glimmer, das Licht der uns erlöschenden Lieb verfolgt uns heute noch immer. D'ici à l'étoile qui paraît, d'ici à l'étoile qui paraît, le chemin est si long à franchir qu'il a fallu bien des années à sa lumière pour venir. Elle s'est peut-être éteinte avant dans le bleu profond des lointaines, tandis que ce rayon ne vient briller à nos yeux qu'à l'instant. L'image de l'étoile entrevue doucement monte au loin,
vivant, on ne le voyait point. Lorsqu'on le voit, c'est qu'elle n'est plus. De même, lorsque notre amour meurt et qu'il se perd dans la nuit, la lumière de notre amour mort lui survit et nous poursuit. Vreau să vă spun că, după părerea mea, să te apuci ca inginer să-l traduci pe Eminescu, trebuie să fii nebun. Poate temerar. Nu, nebun. Ei, n-am fost nebun și nu mi-ar fi trecut prin cap să mă apuc să-l traduc pe Eminescu, cu atât mai puțin Luceafărul, dacă nu ar fi insistat Dominte. Și asta a fost în 83, când, 1983, când a apărut volumul acela coordonat parcă de unul Farcaș sau cam așa ceva, Luceafărul tradus în 9 limbi. Bineînțeles, în volum era și a 10-a limbă în română. Și după ce a apărut acest volum, Dominte a început să mă preseze. Că ce păcat că nu avem și în Esperanto. Și m-a presat să traduc, am zis, tradu-l tu. Știi mai bine românește ca mine, dar el era mai lucid și n-a acceptat și a preferat să mă preseze pe mine. Și până la urmă m-am apucat și am văzut că merge. Scuze. Și am lucrat la Luceafărul 3 luni de zile. Am tradus câte o strofă pe zi și din când în când le arătam lui Dominte, care îmi făcea observații și mă ajuta să corectez ceea ce am tradus. Vreau să spun că este teribil de greu să traduci poezia, așa cum spuneam, că nu trebuie să sune doar la fel, trebuie să și glăsuie la fel și că e foarte greu, chiar și în Esperanto, să înghesui atâta sens în versuri de 7 și 8 silabe. Cu atât mai mult cu cât există unele lucruri care într-adevăr sunt intraductibile. De exemplu, atât în maghiară, cât și în engleză, cât și în Esperanto. Dor mai... Nu de asta voiam să spun. Sigur, dorul are corespondent, sopir. În Esperanto mai am un singur dor, sola sopir del sin, care și aliterează destul de bine. Dar ceea ce este intraductibil, de exemplu, din Luceafărul, iar cerul este tatăl meu și mua mea e marea, da? Asta merge în română. Cerul este masculin, marea este feminin. În franceză, le ciel, la mer, la fel, dar nici în maghiar, da, dar nici în maghiară, nici în engleză și nici în Esperanto, substantivele n-au gen. Așa că degeaba spui în maghiară, de exemplu, Eig Stenger, n-au gen. Nu trece același sens că poate fi unul tată și altul marea. Și la fel este și în și în Esperanto. În a trebuit să respect sensul și am tradus cuvânt cu cuvânt, deci cerul și marea. Păi, cititorul meu că spune tatăl și mama și din asta el înțelege imediat că cerul a fost personificat masculin și marea feminin și de fapt să nu uităm că toată această cultură europeană are izvorul în mitologia greacă și rom-latină și Uranus este tatăl și Tetis, nu? Este mama, marea. Deci asta trece practic oricum, mai ales că este întărit de celelalte cuvinte. Cum ați tradus ci pe mânia? Ci. Da, doar din da. Acum, dacă mă luați să vă spun asta, nu pot să vă spun pe de rost, dar pot să... Siduse în colere, nu, sed, cu dar. Deci, ci, da, practic, înseamnă dar și am... Asta nu a fost o... O altă problemă este, însă, când apare
din umbra falnicelor bolți, ia pașii și îndreaptă, lângă fereastră unde în colț, luceafărul așteaptă. Ei, întrebarea este cine pe cine așteaptă. Da? Că e o problemă serioasă, pentru că în română... Nu e clar. În română este cu ambele sensuri. Nu este foarte clar. Poate fi atribuit oricare din cele două sensuri. Ia luceafărul sau luceafărul așteaptă pe ea. Ei, am adus trei versiuni în maghiară ale luceafărului. Există, de fapt, 9 traduceri în maghiară. Prima în 906, ultima în 1989. Cele trei prezente aici, toate au tradus că luceafărul o așteaptă pe Cătălina, ceea ce nu este adevărat. Ceea ce nu este adevărat, și eu am optat pentru cealaltă versiune, adică luceafărul va fi așteptat de Cătălina, și argumentul meu pentru asta este luceafărul așteaptă, privea în zare cum pe mări, răsare și străluce, pe mișcătoarele cărări, corăbii negre duce. Deci dacă Cătălina privea în zări, cum el răsare și străluce, este clar cine aștepta pe cine. Deci nu poate fi niciun fel de dubiu în acest sens. Mai este însă încă un aspect la dialogul dintre Creator și Luceafărul. Spune așa, dar tu, Hiperion, rămâi oriunde aia pune, cerem cuvântul meu din tâi să-ți dau înțelepciune. Ei, ce înseamnă aici, cerem cuvântul meu de întâi? Eu așa am... Așa. Deci eu așa am luat-o. Toate cele trei variante aici prezente traduc ce-mi cer mai întâi. Da? Ce-mi cer mai întâi. Da? Iar eu am optat într-adevăr pentru sensul biblic, pentru că este clar că despre asta este vorba, nu? Demiurgul îi propune luceafărului un rang de co-creator, dacă vreți, în acest sens. Iar Dumnezeu se autodefinește, eu sunt alfa și omega, adică primele litere. Nu, deci Dumnezeu se definește, eu sunt începutul și sfârșitul. Sunt cel ce sunt, se definește mai mult. După care i-a fost atribuit alfa și omega ca prima și ultima literă din alfabetul grecesc, pentru că evangheliile Noului Testament au fost scrise în greacă. Deci, făceam conexiunea cu la început a fost cuvântul și... Da, 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 asta văd, deci începutul... Da. Sigur, 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 sigur că da. Așadar, am reușit până la urmă să trec peste cele 3 luni și să ajung la sfârșit. Și eu zic că am obținut totuși un rezultat destul de bun, cel puțin după părerea lui Dominte și a altor esperantiști. Dați-mi voi acum să citesc primele 5 versuri din Luceafărul. Poftim? Strofe, scuze. Da? Încă e bine că mai știu măcar că trebuie să fiu de domeniul versificației. Ciuestis iam translamar, ciune, entem fabela, el fama regia parențar, cnabino rave bela. Și estis carasol filin, en cio sen comparo, inter sanctuloi la virgin, la lun interstellaro. Sub vold maesta del castel, malhela omro tendas, și il venon de la vesperstel, ce la fenestr atendas. Ca în la foro, foi post foi, și line grili vidas, sur londumanta mara voi, linigra in șipoin vidas. Și vidas lin, ca reelin, ca ien deziro ama, ali ec placis lacnabin, per amo forta flama. Dum și surmano cun langvor, apoge frunton tenas, prolia amo și acor, ca la animo plenas. Eu zic... Multă cantabilitate care s-a păstrat în Esperanto, cantabilitatea minesciană. Este absolut același rit. Deci asta aici am fost foarte scrupulos. Poftim? Riguros. Riguros. Deci riguros, n-am făcut niciun fel de... Nu mai sunt decât
Nu știu, în versiunea pe care am luat-o eu erau în total 94 de gine. Astea 4 au rămas totuși 88. 88, dar nu cred că aveți pretenția să le citesc pe toate. Maghiară. Deci am în Luceacolo și în maghiară. Ascultăm și în rusă. Și ascultăm și în rusă, sigur că da. Aici n-am să vă citesc decât primele trei strofe, dintr-una din cele trei versiuni, traducerea lui Kish Yeni. Bolt, mint meseik ben lehetett, volt egyszer rég, egy drága, királyi vérből született, szépséges, szép leányka. Apja egyetlen lánya volt, stündöklött tiszta fényben, mint szentek közt a szűz s a hold a csillagok körében. Kilép az íves bolt alól, ha sűrű már homája, s az ablak közbe áll, ahol az est csillagja várja. Eminescu, nu neapărat, dar această formă de 7 și 8 silabe, nu? Ritmul acesta, niciodată nu știu dacă e trohaic sau e ambii, dar cred că e trohaic, dacă nu, cineva să mă corecteze dacă greșesc. Da, deci aceste alternante de 7 și 8 silabe, pentru că maghiar are în general cuvinte mai lungi. Versul clasic maghiar este alexandrinul de 11 și 12 silabe. Așa că să înghesui toată asta în 7-8 silabe este teribil, teribil de greu și bănuiesc că au muncit foarte mult cei care au făcut acest lucru și... Sunt. Și celelalte variante sună bine, dar nu vă mai rețin atenția. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Eu am ales ceva, niște poezii care sunt mai cunoscute. Revedere. Лес, лесок зеленый мой, как живешь-то, дорогой? Весь тех пор, как мы расстались, многие лета я умчались. И с тех пор, как я ушел, много света я прошел. Вот я слушаю зимой, как давно буран обой, вьюгом ломит ветки в нем, покрывает воды льдом, гонит певчие птиц в тревоге и заносит все дороги, и как раньше жизнь моя летом дойны внемлю я на дороге к роднику, что я людям дал в леску, девы дойну мне поют, как кушин воды берут. Лес мой с тихими реками, мчатся годы за годами, с молодости не стареешь, год за годом все юнеешь. Моя, ну сатерна. Что же время мне срать бора, звезды вечно бьют в озера, не погода ли, солнце ль греет, листья шепчут, ветер веет, ведро льим не насте друг, не течет Дунай, мой друг, только люди, свет и злом, так изменчивы во всем. Мы живем, как прежде жили, остаемся так, как были. Море с реками живыми, мир с пустынями большими, солнце с месяцем с лучами, лес и чаша с родниками. Да. Așa, stai la urmă. Așa. Mai am un singur dor. Таскую лишь о том, что в тихой могиле на берегу морском меня схоронили. И снился бы мне сон, и лес недалекий с лазурью голубой глубокой в воде отражен. Не надо мне свечей, венков, славословия, из молодых ветвей сплели бы изголовья. Пусть слез надо мной никто не роняет, осеннюю листвой лишь ночь прорыдает. Пока жужжит волна, пастущая свирелью, над темнею елью скользила б луна. И пусть издалека сквозь старые липы доносится взлипы ночного ветерка. Забуду навсегда земные скитания, и наметут года субгроб воспоминания. Звезда лишь в вишине, друг верные покоя,
сквозь темную хвою пусть улыбнется мне, от боли жестокой плачет ветер морской, а я солюсь с землей, совсем одинокий. Și o să vă citesc o poezie care e cunoscută de mulți, și mai ales de copiii mici. Somnoroase păsărele. Птицы смолки, тихо стало, сон крылами веет в очи, спят цветы, склоняясь устало, доброй ночи. Лишь в траве ручья жужжания, словно сладостная дойна, лес уснул, вокруг молчания, спи спокойно. И, качаясь, лебедь дремлет на воде в тени осоки. Тише, пусть ему его облемлет сон глубокий. И луна взошла, и тени все чернее и короче. Все мечта, все сновидение. Доброй ночи. Шо облокомро, гой легинд, шо нярфо, Összerezen, úgy érzem, nálom vog megint, eljössz az estneszben. S ha csillog gül, akik tovon, s a tűz a mély homáig. Úgy érzem, én nyúl bánatom, s ha gond derűre válik, s ha höld fény tűnt fel hök felett, rám süt tündökölve, úgy érzem, emlékerem vezet, te hozzád mindörökre. Und wenn ein Zweig ans Fenster schlägt, und wenn die Pappeln rauchen, ist das ich wieder tief bewegt, die Nahe die Lauchen. Und funkeln Sterne aus dem See, erlernt seine Tiefen, so lindern Sehnsucht sich und Weh, die lang im Herzen schliefen. Und wenn der dichten Wolken ziehen, die Mondstrahlen tränken, ist dass ich neu verzaubert bin von deinen Angedanken. Nici acum nu v-a scris. Da, ultima provocare. Sileramo à ma croisée, frappe et frisson les trembles. Ce que tu sois dans ma pensée est approché, me semble. Si les étoiles éclairaient le fond du lac s'en vient, ce que ma peine soit apaisée par des pensées sereines. Si les nuages épais glissant, la lune se révèle, ce que toujours en t'évoquant, à moi, tu te rappelles. Și dacă ramuri bat în geam și se cutremur plopii, e ca în minte să te am și încet să mi te apropii. Și dacă stele bat în lac, adâncul luminându-l, e ca durerea mea să o împac înseninându-mi gândul. Și dacă norii deși se duc, de iese în luciu luna, e ca aminte să-mi aduc de tine întotdeauna. Și am încheiat cu limba română partea poetică, dar profit de faptul că între noi se află un binecunoscut eminescian, profesorul Hadrian Soare, și îl invit pentru câteva minute în plină atmosferă eminesciană. Mulțumesc! Eu vreau să
reamintesc faptul că Mihai Eminescu este unul dintre cei mai cunoscuți poeți europeni, romantici, din lume. Luceafărul, de exemplu, este cel mai lung poem de dragoste, este și din această cauză apreciat, dar mai mult decât atât, aș vrea să scot în evidență faptul că Eminescu este un vizionar, este un om al timpului său, dar și al viitorului foarte îndepărtat, pentru că lumea descrisă este în concordanță cu cele mai cunoscute teorii ale fizicii moderne. Mă refer la teoria relativității a lui Einstein și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe, dar și imaginile despre nașterea cosmosului, despre Big Bang și despre marea prăbușire, The Big Crunch, în poeme precum Luceafărul sau Memento Mori. Mai mult decât atât, Mihai Eminescu imaginează paradisuri îndepărtate, sori tripli, deci sisteme cu trei sori, în care pe planete locuitorii sunt oameni care trăiesc precum un paradis. Prin urmare, oameni care nu au granițe în ceea ce privește fruntariile timpului și ale spațiului. De aceea trebuie să-l prețuim pe Mihai Eminescu precum pe unul dintre mari oameni ai lumii. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și cred că v-ați dat seama că este un iubitor al literaturii SF și chiar scrie foarte bine. L-am deconspirat acum. Da, da, am scris și mai multe romane de tipul acesta, dintre care unul a fost publicat, Triumful lui Iares, în 2000. Mulțumesc! O clipă, o întrebare pentru dumneavoastră amândoi, pentru că amândoi sunteți profesori, alora la gimnaziu, noastră la liceu, la Colegiul Zinca Golescu. Cum este perceput Eminescu de generația Facebook? Se vorbește limba Facebook, trebuie să recunoaștem acum că există o altă limbă artificială pe lângă Esperanto, care a luat-o înaintea limbii Esperanto, cu care nu avem cum ne lupta, în opinia mea, cel puțin deocamdată. Cum este perceput Eminescu de către această generație în această limbă artificială? Eminescu a rămas iubit. Prin urmare, este considerat drept unul dintre cei mai mari poeți ai Europei și ai lumii. Tinerii îl percep la dimensiunea lui reală, indiferent dacă asupra lui s-au efectuat de-a lungul timpului mai multe atacuri, în mod periodic, la fiecare 50 de ani, dar Eminescu este prețuit tocmai pentru aceste adevăruri științifice pe care le scoate în evidență. Și la nivel de limba lor? Da, discutăm și despre asta. Apropo de popularitatea lui Eminescu, știu cel puțin trei grupuri intitulate: Eminescu, Luceafărul poeziei românești, Eminescu, cel mai mare poet al românilor, Eminescu, cel mai mare poet al lumii. Mai mult decât atât, am o prietenă, trăiește în Tunisia și a învățat somnoroase păsărele în limba română. La schimb că am învățat și eu ceva în limba ei. Dar a fost foarte, foarte plăcut surprinsă de muzicalitatea asupra căreia ne-am aplicat și noi astăzi, muzicalitatea liricii eminescene, ea cunoscând doar partea de poezie. Altminteri, am văzut foarte mulți tineri care încearcă să-l pastișeze, deci există niște epigone ai lui Eminescu, toți își imaginează că pot să scrie așa și e un început, sigur că nu-i descurajăm. Astfel încât este viu și online și offline. Perfect, mulțumesc! Este mulțumesc. Între noi, Eminescu și noi. Mulțumim foarte mult, profesor. Și eu mulțumesc. Și pentru că spuneam că eufonia este în la ea acasă astăzi pe toate coordonatele, îl așteptăm pe
domnul doctor Tase cu fiul, sunt pe drum, iar mai înainte de asta, pentru că am spus domnul doctor, profit de faptul că între noi este domnul doctor, dar și poet Crăi Făleanu, care de bună seamă cu vocea dumnealui atât de bine lucrată știe, sau dacă nu, îi oferim o carte să ne facă o lectură artistică cum numai dumnealui știe. Totuși am să vă recit S-a dus amorul. Cred că nu o să mă încurc prea mult. S-a dus amorul, un amic supus amândurora, de aceea cânturilor mele zic adio tuturora. Uitarea le închide în scrin cu mâna ei cea rece și nici pe buze nu mai vin și nici prin gând mi-or trece. Atâta murmur de izvor și atât senin de stele și un atât de trist amor am îngropat cu ele. Cum străbăteau atât de greu din jalea mea adâncă și cât de mult îmi pare rău că nu mai sufăr încă, că nu mai vrei să te arăți lumină de îndeparte, cu ochii tăi întunecați, renăscători din moarte. Și cu acel smerit surâs, cu acea blândă față, să faci din viața mea un vis, din visul meu o viață. Să-mi se pară cum că crești de cum răsare luna din umbra dulcilor povești din nopți o mie una. Era un vis fermecător și blând din calea afară. Era un vis misterios și blând din calea afară. Și prea era de tot frumos de au trebuit să piară. Prea mult un înger mi-ai părut și prea puțin femeie, ca fericirea ce am avut să fi putut să steie. Prea ne pierdusem tu și eu în al ei farmec poate, prea am uitat pe Dumnezeu pe cum uitarăm toate. Și poate că nici este loc pe o lume de mizerii pentru un atât de sfânt noroc străbătător durerii.